Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod minunat din cărmădul acesta cu Dortmund, unde desigur ne continuăm aventura noastră în această perioadă de transferuri, unde am făcut o schimbare chiar mișto și nu pot zic să transfer ci schimbare, că practic l-am vândut pe Socrates și l-am luat pe Jerome Boateng în locul lui, dar aici este faza, că am ieșit cumva pe 10 milioane profit. Deci am schimbat un... Asta mi-a plăcut. Deci asta chiar a fost managering 100%. În sensul care îl dai pe ăla mai bătrân, scoți bănuții, iei unul cu un an mai tânăr ca el, e mai bun și desigur rămâi și cu bani în buzunar după acest transfer. Dar desigur, ținta noastră Lewandowski este din ce în ce mai depărtată, dar nu am să mă lăs până nu o să-l am în echipă. Dar pentru a-l aduce în echipă, ar trebui să vindem niște jucători. Iar în momentul acesta nu prea se vede a fi ceva interes pentru jucătorii mei, să zic aia, de exemplu Müller, care n-a venit nicio ofertă pentru el sau alți jucători. E mai greu de zis ce vom face, dar asta e. Ok, văd că cu ăștia nu prea e așa ușor de negociat și vreau să-l vând pe nebunul ăsta, 700.000, 600. Ok, hai să acceptăm, dă-l încolo. Bun. Oricum, asta nu o să ne ajute mult. Firmino la Real Madrid este interes și este interes pentru Florin Andone la AS Roma. Foarte interesantă ideea asta cu Florin Andone la Roma. Ia să vedem în rest. Vine iarăși o ofertă pentru Patrick ăsta. Vom da accept. Bun, dar pe moment încă nimic de marcă, încă niciun transfer de ăsta mare. A, perfect! Vine ofertă pentru Müller de la Manchester United. Jocul spune acolo că am putea obține între 58 și 85 de milioane de euro pe acest jucător, iar eu, normal, doresc să iau maximum pe acest jucător, având în vedere că și-am dat destul de mult pe el, dar zic eu că putem fi pe profit. Ia să vedem, deci... Dacă jocul a zis că 85, ar fi culmea să cer 85, voi cere 80. Hai să vedem, 80 de milioane? United-ul a urcat! Oi, până la 71, nice! Super, iar 80, nu mă las, 80 vreau pe el și ai! Hai să vedem, știu că s-a întrerupt un picuț, am oprit eu videoul că am strănutat, îmi cer scuze. Așa, hai să vedem. 73.900. Ok, știi ce, Mourinho? Ok, hai că să nu zici că eu nu negociez cu tine. 79 jumate. Simplu și frumos, Mourinho acceptă oferta care i-am făcut-o pentru Thomas Müller. Tiki-taka, poate îl vindem pe Müller și ne vin în un buget 79 de milioane de euro, ceea ce ar fi nice, ar fi perfect. Dar, desigur, să vedem să se facă transferul și breakdown ce ăsta. A, juniorul ăla, bine. Oricum nu mă așteptam să se ducă. Eu sunt un loan offer pentru acest jucător în Liga a doua din Germania. Am să accept acest loan pentru Larsen, să se ducă loan acolo, să poate să mai evolueze, da, de avem noroc și mai evoluează. Dar acum să vedem. Patrick Breakdown, mă așteptam. Firmino este foarte curtat de o grămadă de echipe și eu vreau să-l cumpăr la un moment dat, dar am zis că, băi, nu știu ce să zic. Ok, prima oară am refuzat Interul cu o ofertă foarte mișto pentru acest Weigl, dar de data asta vine AC Milan, iar cu AC Milan am eu așa, știți, mă știți pe mine, sunt mai moale și desigur trebuie să-l vând pe acest jucător la Milan. Desigur, dacă reușesc să obțin și o sumă corect, spunzătoare pentru el. Vom încerca prima oară cu 50 de milioane. Băi, ești prost din prima, au acceptat, mă. 50 de milioane pentru Weigl. Wow! Ok, wow. Adică un jucător... Damn! Deci 50 de milioane pentru Weigl. Ok, 50 de milioane Weigl. 70 și ceva de milioane Müller. Dacă pleacă băieții, ia uzi, l-am văzut pe Müller. Este un loan offer aici pentru Dragowski, dar n-am să-l dau loan pentru că normal este portalul meu de rezervă.
care am să încep să-l joc în acest sezon, ușor-ușor prin anumite meciuri, având în vedere că primul sezon l-am ținut mai mult acolo cât să evolueze, că logic nu puteam să mă risc încă cu Dragovski, dar acum cât de cât are așa niște statistici care, desigur, îmi dau încrederea aia necesară să-l pun pe teren. Bun. Ia să vedem mai departe. O să vină o supercupa cu Bayern, dar eu vreau să văd acel mesaj. L-am vândut sau nu pe ăla cu 50 de bulioane. Ai ce tare ar fi. Bun, hai, accept. Oricum ăștia nu se transferă la echipe de astea mici, că ele n-au bugetul respectiv de salariu, știi, pentru respectivi jucători. Ok, hai să trecem la treabă. Intrăm în acest meci, jucăm meciul cu Bayern și da, cred că va fi chiar interesant. Și voi face acea tactică care mi-am zis eu că o voi face în caz dacă pleacă Müller, care este aceasta. Ok, punem acolo pe Philip, în rest, bancă de rezervă e ok, nu? Da. Deci Royce va fi ST-ul nostru, că poate juca peste, Pulisic elev, că poate juca elev, și Yarmolenko, că, na, Yarmolenko, pe RV. Ok, hai să-i dăm bătaie. Bun, hai să vedem aici, ia l-ai și pe Ozil, frumos la antrenamente, nebunul de Ozil, pa, ce transfer am putut face cu el, și aici este ținta mea supremă, Lewandowski. Dacă nu vom reuși să-l aducem pe Lewandowski, dar cred că o să am banii necesari să-l aduc. Dar totodată, încă nu sunt așa 100% sigur de Lewandowski, să-l iau sau să nu-l iau. Pe altă parte, în mintea mea stă acea idee. Băi, n-ar fi rău să-l aducem pe Werner? Dar, nu știu, parcă mi-ar place mai mult Lewandowski. Mi-a plăcut foarte mult de el când era în perioada aia la Dortmund. Și după aceea m-am supărat foarte rău pe el când s-a dus fix la rival. Cred că mulți dintre voi de aici din public. Și presupun că asta ar și fi și frumos. Adică a făcut revenirea lui Gundogan și așa și așa. Ce ar fi să facem și revenirea lui Lewandowski, știi? Deci așa poetic și frumos ar fi fain să-l aducem înapoi. De-aia mi-e și ținta number one. Și da, totodată ia că am și uitat să vă zic. Pe lângă, vă rog frumos, suportul vostru este binevenit. Un like, un subscribe, un share. Totodată m-am informat, m-am mai văzut și mi-a zis și unul comentarii de un alt YouTuber, Jared sau așa ceva. Foarte interesant stilul în care făcea el aceste career moduri. Ușor pe stilul lui A&I Skills, dar cu mici, bine mici, mai mari diferențe. Și chiar că după acest career mode de Dortmund am să încerc și eu să fac un career mode ușor diferit. Poate ați mai zis asta de la mine, dar asta chiar că va fi diferit. În sensul în care, pe stilul care l-am văzut la acest YouTuber străin, mă rog, britanic, cred că, va fi foarte interesant, ăla Jared, va fi, cred că, foarte interesant în sensul în care vom putea face mai multe career moduri cu mai multe echipe. Și chiar mi se pare interesant ideea, bine, nu o să fac mot-a-mot ca el, vă dați seama, o să pun și acolo micile mele nebunii, dar ideea principală e faină, în sensul în care aș vrea și eu să fac cât mai multe career moduri și ideea lui este una foarte bună de reconstrucția echipelor și, hei, asta ne-ar putea oferi mai multe șanse să ajungem și în campionate, să le zicem, exotice pentru channel-ul meu, cum ar fi un Olanda, să facem un career mod cu Ajax, cu PSV, cu Feyenoord, sau să facem un career mod în Portugalia cu Porto, Benfica sau Sporting. Sau, desigur, alte echipe mai mici, cum ar fi un fel de Road to Glory cu cea mai slabă echipă posibilă din FIFA. Deci chiar că să caut așa pe net sau ceva, știi, cea mai slabă echipă ever made în FIFA, să o mut poate așa gen în ultima ligă din Anglia, cât de cât să avem o ligă interesantă și mai grea. Și, pac, să facem Road to Glory până în Champions League cu ei, dar, desigur, cu acea idee de career mode, care practic ar însemna că zilele vor trece repede pentru că multe din astea vor fi simulate. Deci, practic, promovăm, nu promovăm, aia la depinde jocul, știi? Și asta e iarăși o chestie foarte interesantă, că nu depinde de mine. Că eu pot să-l iau, să zic, Palibec. Îl iau Palibec, băi, și-l fac goalgetter, pentru că eu știu să mă joc FIFA, știi, și-l iei Palibec, băi, uite, băi, țaca, țaca, paca, paca, ultima, una, două, m-a promovat în Liga a doua, să zic. Așa, ultimele ligi pe acolo. Una, două, am promovat. Ok, dar dacă îl iei Palibec și îl dai Simulate și calculatorul va face toate meciurile, asta înseamnă că poate vom pierde de multe ori, poate nu. Deci aici e chestia, știi? Că aici cu adevărat vezi dacă chiar faci un club bun sau nu. Că practic și eu în career modurile mele, de obicei eu prea am career modurile când de fiecare dată când dădeam un Simulate, chiar și versus niște echipe puternice, vedeam că am win, 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 tot timpul
câștigam pe bandă rulantă. Și am zis, bă, gata, mă, e ok. Dar, desigur, am să vă explic mai mult despre aceste idei, că poate mai vin alte idei, mai văd în dreapta și în stânga. Și, desigur, am să vă explic la începutul episodului din acel respectiv nou career mode, care, desigur, va fi în Anglia. Asta e mai mult ca sigur, încă echipa va, nu v-am zis, nu știu exact, încă se decide. Dar ideea este că vom fi în Premier League în sezonul viitor. Mă rog, înțelegeți-vă, cu echipa următoare. Ok, începem aici repriza a doua din acest match. Foarte interesant versus Bayern. Bayernul care are o reconstrucție interesantă aici. Foarte interesantă, Martial, un transfer senzațional pentru această echipă Bayern, care și se vede că joacă bine, un transfer minunat, care mi se pare mie este de Rossi, cum de ăla au transferat asemenea legendă, nu știu. Dar un alt lucru interesant este că, din câte am observat așa prin micile faze, că de-abia am atacat poarta lor, este că ei, în locul lui Jerome Boateng, care normal a venit la noi la echipă, l-au transferat cumva, dacă mi se pare, pe nebunul de Piqué de la Barcelona. Barcelona, desigur, cumpărându-l pe Socrates, deci practic a fost aici un schimb între cluburi. Fantastică faza. Opa, azi zile. Ce frumos a fost această fază. Fai, nu credeam că îmi va ieși această pasă. M-am riscat acolo să pasez. Dar și ce bine a ieșit ideea. Fantastic, și acolo acel număr 16, care nu știu, poate că e Florenții, s-a hazardat grav de tot. Și așa am înscris noi prin Pulisic. Fantastic, mă, cum e acest jucător Pulisic. O nouă vedetă am descoperit aici cu acest career mode minunat. Și ai, cine știe, poate îl vom mai vedea prin career mode-uri. Chiar e bun acest jucător, acest winger. Îi trebuie un pic să evolueze, dar hei, evoluează chiar bine, man. Da, ia uitați-l, este Piqué, am văzut bine, este Piqué, dar foarte puțin l-am observat așa pe teren, mai mult l-am văzut pe CDM-ul Martin, noul CDM al lor Martinez și, Royce mă întrerupe aici din discursul meu, dând un gol senzațional pentru scorul minunat de 2-0 versus rivala noastră FC Bayern și desigur suntem în Supercupă, deci ai ce frumos am început amul sezonul cu această Supercupă. Fix după ce l-am văzut pe Müller, știi? Deci, practic, cumva zic, ne-am pierdut atacantul, a.k.a. atacantul. Deci, senzațional. Bun, și cum ziceam de Piqué, clasic, de ce nu mi-a plăcut nici mie încă rimodul cu Barcelona, văd că și în acest match nu prea la acele intervenții, știi, numai Hummels și Martinez, vedeam non-stop. Dar, hai să nu ne luăm de jucători. Opa, greșeală acolo, James Rodriguez, pasă senzațională către Pulisic, pas! Oh, iar Molenko a dat șutul ăsta, fai de capul meu, că ucranienii vor crede că este ceva proiect NASA prin Germania. Mamma mia! Donald Trump deja sună Germania, consulatele, ce dracu, faceți teste balistice, rachete. Nu, stați liniștiți, a fost doar șutul lui Yarmolenko care a ajuns în cosmos mai rapid ca și Tesla lui ăla, Elon Musk. Ultimele minute din acest meci nebun de cupă, fac două schimbări, ambele schimbări în apărare. Vreau să am apărarea super, super fresh și strong, ca să nu ne dea Bayern gol, nici măcar acel gol de onoare nu vreau să-l dea Bayernul. Și ia ce frumos, o zi la... N-a fost, și dintoarce și nu știu ce... Ce se face? Ia să de mai din acest corner, poate Marcel acolo s-a bătut pentru minge, iese Neuer, boxează mingea în față pentru Benzema, un alt transfer foarte interesant, aș putea spune eu, pentru Bayern, cum dracu să le iei pe Benzema, dar pe de altă parte când am văzut că le ia pe Benzema, am crezut că va fi mai ușor de cumpărat Lewandowski și Yarmolenko, ce nebun! Ce finalizare Yarmolenko, așa în forță, un shot power de ăla nebun, în transversală și gol și este 3-0 versus Bayern în această cupă. Desigur, gafe monumentale în apărarea celor de la Bayern. Într-un fel, pe înțeles că de-a lungul meciului, așa pe final, am observat că tactica lor este de all-out attack. De multe ori când făceam contraatacul, Bayernul de-abia avea apărători, deci era clar că au dat pe attacking în sensul în care să mai scadă din acest scor imens, să zic așa, e Jesus, e 3-0.
cred că îl vor da afară, mai mult ca sigur îl vor da afară pe Ancelotti după acest meci. Fantastic! Ce nebunie de meci, ce nebunie de meci, și acum se va ridica cupa și culmea, a ajuns banderola la Jerome Boateng. Fix Boateng, care acum, uite, amul am transferat, amul ridică această super cupă. Fantastic, este al doilea sezon că ridicăm această cupă, că tot timpul am laudat-o, că este foarte faină. Chiar e fain așa designul cupei. Și alea acum pe Boateng, din nou un jucător care a făcut o alegere bună de a veni la rivala lor. Ia ai, uite-l băi, zi tu că nu-i tare asta să fie în realitate, știi? Tu jucător acolo, pac, te transfer la marea rivală și nici bine câteva zile mai târziu, hai săptămâni, joci super cupa cu respectiva echipă și câștigi tu cupa, știi? Ai, cea de genul tactics, bun. Ăla-i mă, câștigăm Supercupa, asta ne va prinde bine și mai ales la moral. Bun, hai acum să revenim la transferul, că desigur că n-am făcut niciun transfer decât că l-am văzut pe Müller și acum să vedem respectiv ce se întâmplă cu Weigl. Da, este vândut Weigl la culmea, la și Milan. Foarte interesantă vânzarea acestui mijlocaș, dar desigur asta va însemna că va trebui să mai caut unul, poate de rezervă. Iar acum, desigur, intrăm la Transfer Hub și acum vom face acel transfer mult așteptat, care sper eu să fie de data asta transferat, vibibil, așa. Ia să vedem aici, hai să mergem spre nebunul ăsta. Ia Firmino, deja s-a transferat la Real Madrid, deci Firmino cade de pe listă, ceea ce e păcat. Păcat, dar, ei, Lewandowski și totuși are 91 overall acest jucător, fantastic. Deci vom da approach to buy și hai să vedem cum negociem aici cu această bestie. Ia să vedem, vom încerca desigur să începem de jos, 92 de milioane, simplu, frumos. Ok, 5% vă las acel 5% dacă vă face să vă simțiți mai bine, dar încă nu sigur că putem oferi chiar așa mult. 97. Hai să nu sărim în cosmos. Oh, prețul lui Lewandowski este fix, este setat. E bătut în cuie prețul. Eu zic, haide mă, ce dracu, vorbesc că ești cu 15 calii sau cine? 103. Vom avea nevoie de puțin timp să ne gândim. 103 milioane deja sună mălai. Plus că l-aveți pe Benzema. Haideți să facem transferul, zic ei. Este inacceptabil și am cerut 164 de milioane după ce, înainte ce negociasem, mi-e cereau pe la 105. Bă, ai, cum e jocul ăsta câteodată. Ok, haideți să mai lăsăm atunci, le lăsăm 110. Ce zici așa, 110. Hai, 110. Nu, 164, prețul este fix, amu. Pui mei, voi cereți mai mult, amu, mă? Ok, 115.400. Nu, 164 că ești 300. Bun, știi ce? 121.600. Poate zeul Lucifer ne va ajuta aici. Așa, 6666, așa, bun, hai să vedem. Nope, se pare că nu. Aoleu! Dar totuși, măi, o sumă foarte corectă pentru Lewandowski, dar vom mai aștepta puțin, vom mai reintra în negocieri cu el, că după un anumit timp oricum își revine. Ia să vedem un nou offer pentru Guerreiro de data aceasta de la marea rivală Bayern. Voi refuza, nu vreau să întăresc pe Bayern, tocmai că vreau să o slăvesc. Deci ar fi culmea. Ok, vom da din nou accept la această ofertă, care mai mult ca sigur o să se transfere nebunul și clasic FIFA. Bun, chestia este că ușor ne apropiem cam de finalul acestei perioade de transferuri și eu n-am făcut mare brânză. Ok, vine aici ofertă pentru Schürrle. Poate este timpul să se retragă? Poate este timpul. Da, poate este timpul. Și din nou am făcut un edit, îmi cer scuze, mi-a sunat telefonul. Bun, hai să negociăm cu Galata. Galata ar trebui să aibă bani încât să ne-l cumpere pe nebunul de Schürrle. Ia să ne propose 25, aș vrea eu pe omul ăsta minunat. 25 de milioane, ei oferă 19.400, deja este o ofertă foarte frumoasă, așa că și eu am să slăbesc puțin nebunia, 22 jumate.
Oh, ei chiar au atâta fixat, nu? Atâta e maximul lor. Ok, măcar atâta, că știu că mai mult că sigur clubul își va lua aia 500, știi? Da, bun, 20 de milioane, 500 de mii, e ok, e ok, e ok. E o sumă chiar foarte ok pentru acest jucător și mereu și în Turcia, asta e. Da, bun, hai să așteptăm din nou să vedem de Lewandowski, sper eu să-și revină și să facem treabă. Ofertă nebună de la Paris Saint-Germain pentru nebunul de Guerreiro. Deja sună bine, având în vedere că Arabia o tonă de bani, eu zic, hai să facem treabă. Bun, dar pe Guerreiro vreau o avere. Omul ăsta mai volează, e nebun. Și poate că am cerut prea mult, trebuie să mă opresc la 5. Da. Aici am fost eu nebun. Ok, hai să vedem transfer hub. Nu și-a revenit Lewandowski. Să facem o dată transferul ăla. Chiar îl vreau pe Lewandowski la echipă, dar cât timp? Make approach in a week. Ok, într-o săptămână, îmi zic băieții. Ia să așteptăm atunci să treacă ea pe Monday, pe data de 27. Vom face din nou. Șurle, l-am văzut pe Șurle la Galata. Oficial, Șurle la Galata. Foarte interesant. Și este un loan la Gengamp pentru acest Sanco, dar nu știu exact dacă ar juca acolo. Să-l dau, să nu-l dau? Nu-l dau. Mai grabă le volez la mie. Dacă era o echipă mai slabă, poate îl dădeam. Dar așa, nu. Nu mă bag. Tic-tac. Nu. Bun, hai să vedem din nou cu Lewandowski. Cred că este și ultima oară când încerc. Dacă nu vine Lewandowski nici acum, și nici nu vreau să dau mulți bani pe el. Vă dați seama. Adică, ia, jocul... Știi, e ceva acolo. Vreau să-l aduc înapoi, dar nici nu vreau să fiu genul ăla de career mode care, oricum avem bani, hai să-i dăm pe toți și nu știu ce. Știi, că career mode-uri de alea vezi la orice colț de stradă. Bun, hai să vedem așa. Vreau să fie ceva realist, vreau să fie acolo, negocieri, chestii, trestii. Ia că vă dau 10% în puii mei din următorul transfer, dacă vă face să vă simțiți mai bine, dar mai mult de 127 de milioane, nu știu dacă vă dau așa ușor. Este, mă, tiki-taka, l-am luat pe Lewandowski cu 127 de milioane. Bine, stai un pic, încă n-am negociat cu jucătorul, dar ideea este că, vedeți, n-am acceptat. Am așteptat, am reintrat în negocieri și acum, bun, hai, să vedem, acum cu jucătorul. Bine ai venit, Lewandowski, din nou pe acest scaun minunat de piele. Ia să vedem așa, 4 ani. Ok, eu zic 5, pentru că sunt vagabond. Vreau să fie 5 ani la noi. Să ai 35 de ani și încă să joci aici. Disregard, nu cred că ai nevoie. Acum să vorbim de salariu. 350, așa. Și la semnătură mă gândesc să ai 2, 2, 9, 3, 3. Hai să vedem așa. Simplu și frumos, au acceptat. What? Dar prima oară când le-am făcut ofertă, mai știți prima oară când le-am făcut ofertă și au cerut ceva de genul 5 milioane la semnătură, pe nu știu câte goluri vrem, nu știu câte, nu știu ce, mai țineți minte cât de mari erau cerințele lui Lewandowski la început, în episodul trecut chiar că, chiar vă invit să vă uitați la episodul trecut să-mi ziceți cam câte erau cerințele lui. Dar totuși este transferat, e gata, e pac, rezolvat transferul lui. Marele transfer a fost făcut, dragi prieteni, nu vine să cred, dar l-am adus înapoi pe Lewandowski. Ia-l-ai. Băi, am stat, băi, deci m-am stat și m-am uitat ce al genul. Băi, unde l-am adus? Și cât timpul când transfer un jucător nou, ți-l bag aici în fundul listei, știi ce stau eu? Unde e Lewandowski? Așa pe era aici, doamne. Ok, amuzantă faza și ăla-i. Bun. Acum totuși n-ar strica să mai vedem și de rezerve. Banca de rezerve trebuie mișcată. Poate un atacant de rezervă, clar ne va trebui un atacant de rezervă. Și poate atunci îl vom lua pe Werner. Totodată mijlocaș l-am pe Emre Can, pe Rode. Poate nu mi-ar mai strica și încă un mijlocaș. Și legat de rezerve... Nu știu, m-aș vrea să văd de legat de portar următoarele idei, care vă le spun și vă, portarul aș vrea să schimb, cine știe, poate Toprak și atunci Toprak să fie rezervă de CB, pe Guerreiro aș vrea să-l schimb și totodată banca de rezerve cu un atacant mi-ar mai trebui,
Și, oricum, bună decizia mea cu ăla, cu Emre Can, dar hai să-l vedem pe Lewandowski aici, revenit la Dortmund. Uai, a fost practic o telenovelă transferul lui aici înapoi, dar este oficial, este oficial, Leva a revenit la Dortmund. Sper că vă place acest transfer și dacă vă place, nu uitați să dați click pe acel buton de like dacă n-ați dat încă, dacă deja ați dat, ce să mai, aveți respectul meu. Și desigur, până pe data viitoare, vă urez numai bine, nu uitați de un subscribe. Bye-bye.